Încep 10 treburi și le lași neterminate. Ți-o dau pe Bianca, în schimbul tăceri. Vino la mine când ai probleme, vino și spune-mi. N-ați violat-o, nu primiți nimic. Nu, nu, ia la mine. Mie îmi place de tine. Mi-a dat bluza jos. Și? Desfăcut sutienul. Băi, fate! Dacă eu o să fiu roată cu tine, o să fac viața calvar. Nu mai pot, nu mai pot să mai stau. Eu fac ce vreau cu tine. Succesorii să-i pot cere revocarea donației. M-a violat! Ești o mincinoasă! Cum poți să spui asta? Spune adevărul! Asta seară vei dormi în garaj. Eu nu primesc nespălate și putori și panarame în casa mea. Cele mai complicate relații sunt cele în care dragostea este un element neglijabil. Cam așa se poate rezuma povestea lui Ne Yun. Un pic mai avea omul până la pensie când nevasta l-a părăsit pentru a se muta la București. Geta, o femeie văduvă din sat, a văzut imediat oportunitatea și a reușit să-l convingă pe Ne Yun că ar trebui să-și petreacă bătrânețile împreună. Ba mai mult, l-a îmboldit pe bărbat să pună casa pe numele ei și al fiicei ei, Aura. Din acel moment, Geta a devenit stăpâna gospodăriei, a lui Ion și a fetei lui, Bianca. Ce faci, Bianca, aici? Ce e cu roaba asta aici, Bianca, în mijlocul curții? Ce ai făcut de azi dimineață? Am dat mâncare la gândi. Ia roaba asta și poate aici. Dimineața. Păi nu încep 10 lucruri și le lași neterminate. Păi am de curățat găina asta. Ia roaba și mută de aici, că mă împiedic de ea. Îmi stă în cap. Ia-o, ți-am să aranjezi lemnele alea acolo. Ți-am să iei grătarul ăsta, să-l arunci. Ți-am zis să uzi roșiile. Le-am udat azi Ce dimineața. Ce ai făcut de azi dimineață? Pământul e pietroi. E foarte cald afară, se usucă. Haide, ia roaba de aici. Găina aia, dacă mai stai lângă ea 10 ore, o să mâncăm la anul. N-o mai jumulești. Nu pot, Antigeta, e mult prea grea. Tantigeta, zi-mi mamă că sunt maică-ta. Nu ești mama mea, nu te porți ca una. Ba da, sunt maică-ta, că eu nu, stau aici ca o sclavă. De ce te simți ca o sclavă? De dimineață, am dat mâncare la găină, am udat roșiile da, și tot nu se ce? Vede treaba da, mea. Dar altceva ce ai vrea să faci? Să stai cu cărțile în brațe, cum îți zăpăcești creierii cu romanele alea ale tale. De-aia te culci târziu și dimineața ești obosită. Că stai cu atâtea cărți adevărat, în brațe. Îmi dai prea multe lucruri de făcut. Chiar nu mai pot sunt treburile păsită. Care trebuie făcute, eu nu-ți dau nimic în plus. Treci la găina aia și termin-o. Că nu mai mâncăm anul ăsta. Asta e găină, una mai mare nu găseai și tu? Pe asta am reușit să o prind, că o presunam. Dar de ce nu l-ai pus pe taică tu să prindă una mai mare? Zgârciților! Hai, curăță la ea și termină. Tot timpul trebuie să stau după c***ul tău, să văd ce faci, că nicio treabă n-o duci la capăt. Încep 10 treburi și le lași neterminate. Cine vrei să facă după tine? Haide! Dă-ți noi mai repede! Că-ți dau cu găina în cap! Am muncit până acum, nu mai pot! Eu nu văd nimic! Ai muncit, ce ai făcut? Că nu văd nimic! Păi orice aș face nu se vede! Nu ți se pare că ești cam obraznică? Știi doar să reproșez! Vrei să ajungi în stradă și tu și tactu? De ce? Că așa vreau eu! E curtea mea, e casa mea! Tot timpul ai de comentat! Și mai termină cu spălarea creierului lui taică-tu, că te duci și vorbești că ești mai prostii și minciunii, spui. Te dai victimă, îți place să fii victimă. E singura persoană care mă înțelege din casa asta. Și eu te înțeleg, dar ești obraznică și tu pe istă, eu spun un cuvânt, tu spui 10. Ești puturoasă și îți place să te lauzi că tu faci toată treaba în casă. Păi de dimineață sunt trează și muncesc, când tu păi ce ai vrea, să dormi până la 12? Hai că nu mai e apa aia fierbinte. Nu curez doar ce e mare. Uite, și aștia mici trebuie scoși. Haide! Mâncăm la anul. Mă duc să mă culp 2-3 ore, că în stilul ăsta nu o termin tu până diseară. Viața Biancăi este un calvar. Fata nu înțelege de ce trebuie să-și petreacă cei mai frumoși ani ca slugă acestei femei în casa construită de tatăl ei. Spune că stau prea mult degeaba. Știu, că... tati, iartă-mă, nu încearcă și tu să o eviți. Știu că eu sunt vinovat, eu sunt prostul care te-am adus în situația asta. Iartă-mă, încerc și eu să... Când
când mai ai probleme, vină, uite, spune tată, nu poți să car roaba aia, că te ajută tata, uite, te ajut și la pene, te ajut ca să fie bine. Acum ce vrei să facem? Nu știu, spune-mi și mie, Bianca, tati. E tot timpul, mă jignește, eu nu mai suport să stai așa tot timpul de mine, să se ia că nu fac aia, când ea nu face nimic. Știu. Eu mă simt ca o sclavă în casa asta. Știu, Bianca, tati. V-am dat munca. Încearcă... Eu întrețin toată gospodăria și nimeni nu spune nimic. Încearcă să o eviți. Vino la mine când ai probleme. Vino și spune-mi. Iartă-mă. Nu știu ce să fac. Nu știu cum să rezolv problema. O să încerc să găsesc o soluție, dar... În timp ce Ion și Bianca oftează neputincioși și își plâng necazul, în casă mai este cineva cu probleme. Aura coboară să se plângă mamei ei cu o față mai bosumflată ca de obicei. Ce faci, bulinuța lui, mama? Ce să fac? Mă, ești tu așa? Nu mai supăr nimica, nici n-am putut să dorm azi noapte. Ți-ți place cum arăt? Păi nu-mi place, uite, dar... cum arăt! Nu mă mai încape niciun peric de pantaloni. Uite, abia i-am găsit pe ăștia. Și nu dorm noapte, că mă vise și o mireasă. Dar ce mireasă să fiu, că nu mai ia nimeni? Păi îți promit eu că dacă vei face exact ce-ți spun eu... Și vei asculta sfaturile mele, vei slăbi, în 6 luni vei ajunge fotomodel. Și o să te poți căsători. Am văzut la mine la televizor. Lasă-mă cu prostiile tale, cu pastilele și cu ceaiurile și cu nu știu ce. Nu vreau să mori. Vreau să slăbești. Să vezi cum o să fiu jnur. Ia stai tu aici jos. Și de azi înainte, 6 luni de zile, vei face ce-ți spun eu. Da? Vei mânca ce-ți spun eu, la orele care-ți spun eu. Să nu care cumva să mănânci pe ascuns. Ia să vedem ce avem în frigider. Asta gata. Terminăm cu ea. E, na, și eu ce beam? Asta mâncare gătită. N-ai voie? Ai că tu chiar ai nebunit acum. Mezeluri n-ai voie? Fructe. N-ai voie orice fruct. Cum să n-am voie? Conțin zahăr. Nu sunt bio. E, uite, asta vei mânca. Ce-i asta? Mâncarea ta de azi înainte. Și nu vei mai mânca mai târziu de ora 6 seara. Să fim înțeleși. Adică 3 roșii și 2 castraveți și... Da, nici dacă vrei să slăbești și să te căsătorești. Dar ce tu mă crezi pe mine? Pasări de curte sau ce? Nu, dar dacă vrei să slăbești să ai un corp frumos cum are Bianca, asta trebuie să mănânci. De ce trebuia să o pomenești pe aia? Pentru că e slabă și tot timpul te iei de mine, că tu nu arăți ca Bianca, că tu nu ești ca ea, că nu te încap hainele. Ia și mănâncă. Păi nu e adevărat că așa e? Ia și mănâncă și nu mai țipa. Ia și mănâncă. Păi cum să nu țip? Tu ai văzut-o cum arată? Dacă ea nu exista, numai pe mine mă vedea lumea. Dacă tu nu erai nesimțită să te scoli noaptea să mănânci pe furiș, că nu te mai saturi, nu ajungeai așa. Și eu arăt mai bine la vârsta mea decât arăți tu. Ia și mănâncă. Că sunt amărâtă și supărată, mai țin și tu la mine. Dar de ce trebuie să mai mă superi și tu? Mă supără destul idiotul ăsta. Păi pe da, care îl suport din cauza ta, îl suport. Da, din cauza da, mea. Da, din cauza ta, că am vrut să ai o casă frumoasă. Fică ta vitregă. Nu e fata mea vitregă pentru că nu suntem căsătoriți. Ia și mănâncă. Înghite. Dacă vrei să slăbești. Acum o bagi în gură. Ți le pun în cap, să știi. Și înghite, am zis, da? Deci o înghiți. Hai, înghite-o. Înghite-o, am zis. Nu o să mori, dacă vrei să slăbești. Nu mai trebuie, ia mănâncă-le tu cu plapumă în cap. Dai mie verziturile astea. Mai am două metode. Dar trebuie să mă asculți. Deci mâncarea ta asta va fi de acum încolo și din când în când un piept de pui fiert. Atât. Cred că te uiți la prea multe filme. Nu. Poftim în pat. Ce mă împaci acum? Masaj! Să dăm celulita jos, în pat cu tine. Nu știm de ce tocmai astăzi a lovit-o pe Geta inspirația, că doar Aura se plânge de 5 ori pe zi de vreo 3 ani de silueta ei nesatisfăcătoare. Cert este însă că Geta e pusă pe treabă spre spaima tinerei. Se face masaj cu un băț de bambus, dar eu nu am. Și fac ăsta de plastic. Cred că o să fie eficient și ăsta. Hai mai repede, mișcă-te! Uite, m-am și pătat pe bluza asta de la roșii. Haide! Și eu am picioarele mai frumoase ca tine. La vârsta mea așa, babă. Numai Bianca-i de vină. Dacă ea nu există... Au!
Ce faci? Și rapte dacă vrei să fii frumos. Păi, ăsta-i masaj, ăsta-i tortură. Așa tare doare? Stai că facem altceva. Aoleu. Facem altceva. Păi mâine mă trezesc vânătă. Până mă duc să cumpăr ce trebuie. Folosim astea. Ce mai faci și cu alea? Da, să tragem celulita. Da. Da. În loc să te duci la farmacie să mi iei un ceai verde, am uitat eu pe internet. Ia că tu nu știi. Uite aici ai celulită. Nici astea nu stau lipite de tine. Metodele culese de Geta de pe internet și din revistele vechi de femei nu par să dea roade pe loc. Poate cu sportul să aibă mai mult succes, că de muncă e clar că nu poate fi vorba. Hai, ridică-te! Mai vrei să te și măriți? Păi ce crezi, că bărbatul te ține așa, cum te țin eu? Hai, ridică-te! Dar vreau să ceva mai ușor! Hai, gimnastică! Haide, haide, mișcă-te! După 40 de secunde extenuante, cele două femei declară la unison că e de ajuns. Mișcă, la culcare, la culcare, nimic! Hai, hai să... Bucățică de pâine care am cea liniștită! Să pun cheia pe frigider, să știi! Haide, sus! Sus! Și uite, mai să plăbești! Bianca și-a terminat treburile prin curte și se poate duce la cumpărături. Nu la vreun supermarket, ci la cârciuma lui Zaharia, unde are de-a face cu cei mai populari băieți din sat, Ciorică și Giovanni. Ia uite, mă! Ia să rămână, ce faci domnișoară? Stai așa! Ce faci, mă, drăguță! Ia uite, auzi, ia-mi și un prietă să vedem, am pus ceva pe tine! Întoarce-te să-ți țin așa! Un pic, mă, așa! Nu, ia-mi la cu mine! Întoarce-te puțin să mă care frumos! Mamă, ce ruși! Auzi, unde e ruși ăsta? Mamă, îți fac eu cadou niște rușuri dacă vezi din Italia. Să mă rog, ce curs de pâine. N-ai văzut în viața ta. Vreau, lăsați-mă să trec! Stai, mă, cât îți vorbești cu noi întâi, că noi suntem de grație aici. Alo! Ce aici? Ce-a făcut, frate? Ciorică, ce facem, tati? Avem probleme? Ce mă, frate, nimic? Giovanni, tu să faci din gură, mă. Mă, frate, dar pune, ne-am mai văzut de mult cu tare, nu știi vecini. Ce ți-a făcut? S-a făcut ceva bata mea, eu să mori și ți-a făcut ceva. Ce-a făcut ceva? Băi, vii la voi, lăsați-mi poace. N-am făcut nimic, frate, măi. Ce-mi dat altă mâini. Ce mai smântoi? Ce? Nu mă strâng, bă, frate, de mine să mă ce am făcut. Tu, Giovanni? Nu am făcut mă nimica. Ce am făcut? Ți-ai să sunt mai, ți-ai să sunt mai de asta când ai vin, bă, 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 ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut? A tras de mine. A tras de cine asta? A tras să se moară mama la gata, dar ceva. A tras să moară familia mea aici de aici, nebun la cap, și eu asta să stai aici elegant. Sunt onore dacă tras și nebun la cap. Du-te mă de aici, hai. Dacă de aici. Iar ești bine pe datorie ce la Zaharia. Ce? Bane, bane, borule. Ce fel de mamă aici? Bună, domnișoare! S-a trecut. Ce-i cu tine? Salut! Ce-i cu tine, domnișoare? M-a trimis tata să iau ceva de la magazin, dar am vrut când e. Zii mai de ce rușine? Ce, nu, ce cu tine? M-am... Ai vinul aici, dacă să te vorbim, nu că s-a întrebat. E restaurant aici. Stai liniștită. Zii ce s-a întâmplat. S-a întrebat ceva, s-a luat careva de tine? Spune, dacă. Tu ce ai făcut mai aici? Eu nu i-am făcut nimeni asta. Nu, nu zic, n-ai avut grijă, bă, tu-i speriat. Am văzut că era cu băieții ăștia, nu știu ce dispută la băieții cu ea. Nu, șeful și noi bună, alea. Ciorică, era băi, chiar așa, bă, scap, băi. Să moară copiii mei, să moară băieții cu viața, băi, băi, figura, băi, mandravela. Ai figuri de șmecher de acum, bă, că e șmecher, ai pălăria asta. Bă, dar vă-i rușine, bă, nu vă-i rușine. Să geam, să mai dai, mai ca așa, mai... Mai plângi, mai... Să mor eu dacă a făcut cineva ceva. Auzi, să mă vezi, știi că te iubește să pe tine ca pe viața mea. Ai înțeles? Băi, vrăjeala asta care o faci. Băi, talente, băi, talente. Vezi ce ai spația? Aici e cârciuma mea, fac ce vreau. Tu aici când vii, trebuie să-ți respecti. Păi ce-am făcut? Păi ce-am făcut? Păi ce-am făcut? Am văzut cu tine, că ai speriat cu o fata asta. Trebuie să vină pe aici, la mine, să am necazuri din cauza... Ia ta-și mă lipi! Păi dacă intră ăla și o ia pe talea, pe aici chestii cu mine... Așa vorbiți cu consumatorii, mă? Păi da, nu-ți rușine așa puțin? Ia-i băi! Ia-i băi! Ia-i băi! Hai că suntem poliție! Hai că mă făpare! Poate îmi pun arma pe aia! Hai, gata, gata! Sunt ăștia pe aici, vorbește cu mine, vine eu cu tine sau suam eu ceva. Vezi mă ce-i cu fata asta, liniștește-o, te rog frumos. Băi, băiatule, cu tine vorbesc. Ai grijă, nu-i mai plin pe ăștia aici. Hai să duc acasă mai bine. Bine. Băiatul care a salvat-o pe Bianca se numește Andrei și după el suspină toate fetele din sat, pentru că este frumos și bogat.
Câteva ore mai târziu, după lăsarea întunericului, Aura descoperă că are o problemă vestimentară. Ia uite, măi mamă, ia uite, măi mamă, ce bluză frumoasă și nu mă mai cuprinde, măi mamă. Măi mamă, ce să fac mai mult decât am făcut? I-am luat casa, iau și tu un gen, nu pot să fac tot odată. I-am luat casa, dar nu, cu ce mai ajută pe mine? Ai răbdare și ți-am făcut, te trimit la sală. Ce să fac mai mult de atât? Gogoșica lui mama, chiar nu înțelegi, frumoasa mea. E frumoasă, pe dracu, nu vezi ce colăcii am, acum trebuie să mă duc la discotecă. Ești ca un gogoșică, ești ca un gogoșar frumos, ce să fac? Gogoșică. Tu ai văzut-o pe aia cum arată? Păi iar să prinzi nur, măi mamă. Noi așa suntem, așa suntem, din construcție. Ce să facem? Mă vede unul pe stradă, zice că-s gravidă. Măi mamă. Cum arăt așa? Chiar nu înțelegi. Ce să fac mai mult decât am făcut? Ia uite câte am. Mai mi-ai luat și tu o țoală. Pantalonii ăia merg cu orice bluză de aici. Merg, ia uite ce pulpa ne-am. Ce am? Zici că sunt tot scurap acum. Ești împănată, ești frumoasă. Ia uite. Ești chiar frumoasă. Asta mare. O să-l dai jos. Cu cine ai semănat? Tu când erai tânără erai tot grasă. Da, tot așa eram. Și cum te-ai căsătorit? Când l-ai găsit pe tata? Că eu m-am săturat să stau atâta. 30 de ani. Fiecare are norocul ei. Norocul meu e plecat. Este pus acolo deoparte, înțelege. Nenorocita aia. Nu mai fi disperat așa. Ia uite, e ruptă, mamă, e ruptă! Cine ți-a rupt-o, fata? Nu mă interesează cine a rupt, acum o dragoste o coș, eu nu cos. Că eu trebuie să mă duc la discotecă și cu ea vrea să mă îmbrac, că știi că e favorita mea și îmi stă foarte bine, e și bufantă și nu mă arată așa. Pune mâna și cosul. Eu? Păi vrei să te măriți, cum te măriți dacă tu nu știi să faci nimic? Dar ce ăla mă ia pe cine te ține? Dar nu vreau să cos, ia uite, trebuie să mă ia să mă țină bibeloc, cum a ținut și mama. Nu mă interesează, tu coși că ești mai în vârstă eu și ai experiență. Cos, am spus că nu cos. A, nu vrei să coși? Las că mă duc eu la cine a rupt-o. Las. Dar cine ți-a rupt-o, draga mea? Cine? Putoarea aia care doarme de... Nu mai poți să o trezești, nu vezi că e 12 și doarme. Aura a găsit soluția. Bianca. Ei, și ce dacă doarme? Doar astea sunt probleme importante, nu mizilicuri. Bianca, trezește-te, fă! Ce înseamnă asta? Că mai enervezi acum? Câte ceasul? Ce mă interesează pe mine câte ceasul? Uite ce mi-ai făcut, ce înseamnă asta? Tu n-ai voie pe să dormi. Când îți spun să faci ceva, faci ceva. Și acum trebuie să-mi coși asta, pentru că dacă nu te omor. Ai auzit? Eu trebuie să mă duc la discotecă și s-ar bine. Ce să cos? Când ai spălat-o, ai rupt-o. Cum adică am rupt-o? Avea ceva strașuri, ceva, avea sclipici, avea ceva pe ea, nu știu, uite cum arată acum. Ce? Trebuie să o coși, nu mă interesează. Dar de ce să o coși? De 5 minute, tu o coși. Nici n-am văzut bluza asta în viața mea. Ce am fost că tu la care la tine n-ai haine. Te rog, lasă-mă să dorm. Cum te rog, mă, ce zici că te rog? Te rog, obosită. Bă, tu n-am auzit că trebuie să mă duc la discotecă. Trezește-te odată și uită-te că e ruptă. Mama! Nu țipa, nu striga. Mama! Aurora, te rog! Ți-ai căutat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu e simțită asta, nu? Tu vrea să-mi coasă bluză! De ce nu vrei să-i coși bluza? De ce? Te ridici din pat imediat, asta e oră să dormi? Te întreb, asta e oră să dormi? Sunt trează ziua! E atâta treabă în casă de făcut! Am lucrat toată ziua, sunt obosită! Pui mâna și coși bluza! O cos mâine dimineață, dar acum lăsați-mă să dorm! Nu dorm! Dacă nu-i coși bluza, vei face curat în curte toată noaptea, adun roșiile din grădină și găsesc eu ce să-ți mai dau de făcut. Am făcut toată în 10 minute coși bluza. Dacă nu, nu vei dormi noaptea asta. Îți promit eu că nu vei dormi, ca să fim înțeleși. Hai, draga mea, nu mai te zbura. Gata. Și tu ce te uiți, mă? Aolo, ce s-a mai întâmplat, mă, fata, tate, măi? Ce faci tu aici, măi, tată, măi? Măi, tate, au venit astea două în cameră la ora asta, târziu, noapte. M-au trezit din somn și m-am pus să-i cos bluza, că... am spus că eu i-am rupt-o când am spălat-o. Și eu nici măcar n-am văzut bluza asta. Și acum trebuie să stau să o cos după ce am muncit toată ziua. De dimineață sunt trezită. Și nu le-ai zis, mă, mamă, că ești obosită și... Le-am spus. Și... de ce, mă, nimeni nu mă înțelege? Să-și coase singur, nu le-ai spus? Nici nu vrea să audă, eu mă simt ca o sclavă în casa asta. Eu fac toată treaba, ele nu fac nimica. Și oricât ai muncit, tot nu se vede. O, fata, tati, iartă-mă,
Iartă-mă, eu sunt de vină, eu sunt cel mai vinovat. Am fost un dobitoc, un prost când a... Acum 4 ani jumătate când am făcut acel act de donație către Geta, dar am crezut că dar o să fie... Dar nu ți-ai dat seama cu ce persoane o să stăm în casă? Nu mi-am dat seama, ai văzut și tu că la început a fost mai de treabă. S-a schimbat pe urmă, îți dai seama, n-aveam cum să știu. La început a fost bine, nu? Ai văzut și tu. Dar după aia, nu știu ce s-a întâmplat, s-a transformat parcă într-o scorpie. Nu știu dacă o să pot să mă ies vreodată. Eu o să încerc, uite, fata ta, îți promit, o să încerc să dreg lucrurile, să fac să fie mai bine. Ai încercat să dai de mamei? Să... Ai sunat-o? Nu reușesc să dau de ea. Și eu am încercat, am sunat-o prin, pe la cunoștințe, nimeni nu știe nimic de ea, nu știu ce-o fi cu ea, s-o fi întâmplat ceva cu ea, dar îți promit că o să încerc să insist, să vedem, să o caut, să vedem, măcar poate tu... O să te duci la maică ta, o să încerc să fac cumva, dacă dau de ea, să te duci să stai cu ea un timp până rezolv eu cu Geta, că nu știu ce să fac, nu găsesc altă soluție pentru moment. Chiar nu mai rezist, am stat de obosită. O să poți să mă ierți, te rog, știu că nu merit, știu că sunt un nemernic, dar n-am vrut să fac chestia asta. Am crezut că o să fie bine, am făcut totul pentru tine, am vrut să-ți aduc o mamă ca să o înlocuiască pe Mirela. Pentru mine asta. Tu ce faci aici? Tu ce faci aici? Ai atâta treabă în curte, ai venit să o ții din treabă? Geta. Tu nu termini odată cu bluza aia? Ți-am spus că se grăbește, dacă nu o termini în 2 minute, știi ce ai de făcut. Geta, te rog, hai să vorbim. Te rog eu. Sunt deja ani de când Ion nu reușește să scoată un cuvânt în fața Getei. Bărbatul se comportă ca și cum i-ar datora viața, iar ea are grijă ca lucrurile să nu se schimbe. Dar ce faci, mă? Dar ce faci? De ce îndrăznești să mă trezești? Nu vezi că dorm? Draga mea, dar nu te-am trezit. Ce draga mea? Ce mă iei cu draga mea? Chiar n-ai bun simț? Vezi că dorm și vii să mă deranjezi? Am intrat, să mă trezești? Am intrat cât se poate. Nu ai intrat deloc încet. Încetul pe vârfuri am intrat. Nu, că m-ai trezit. Cum și eu vreau să dorm. Mi-ai stricat somnul. Dar ce ți-am făcut, draga mea? Am intrat și eu încetul. Trebuia să vii și la culcare, nu? Că dorm, nu era să dormi. Da, ai voie să dormi? Eu am nevoie de spațiu. Ce cauză lângă mine? Poftim, am venit să dorm. Geta, te rog, hai să discutăm puțin. Ce să discutăm? Dacă tu te ștrează acum, hai să discutăm puțin despre Bianca. Ce avem noi doi de discutat? Despre Bianca. Cred că ce s-a întâmplat cu Bianca? Cred că te porți puțin cam dur cu ea. Mă și port nu așa cred cum că, merită. Nu cred că ea merită. Știi foarte bine că... Ba merită. Dar ce a făcut ea ca să merită așa? Nu face nimic. Și pe lângă că nu face nimic, e o putoare mai și obraznică. Geta, dragă, știi foarte bine că nu e adevărat. Ea încearcă să rezolve toate treburile care sunt la casa asta de făcut. De mâncare, de curățenie, de spălat, de... Deci ai stat de vorbă cu ea și te-a influențat. Ți-a spălat creierul că eu am ceva cu ea. Eu și cu fata mea, nu? Geta, dragă, eu am vrut... Știi foarte... Ia mânea după mine! Știi foarte bine, eu am vrut... ca și tu să-i ții loc de mamă. Ea a rămas fără cum mamă. Cum pot eu să-i țin loc de mamă atâta timp cât ea este o putoare, o nemernică și pe deasupra e și obraznică? Cum aș putea? Geta, știi foarte bine că nu e așa. Un pic mai îngăduitoare să fii și... Nu am cum atâta timp cât este obraznică. Iar fata mea este fata mea. Nu poate să fie soră cu ea, că n-are cum. De ce? Nu suntem căsătoriți. Geta, dragă, știi foarte bine că atunci când am făcut actul de donație pentru tine, acum 4 ani și... Nu uita, este casa mea? Mă, știu, adică... Și dacă nu încetați, veți ajunge în stradă amândoi, ca să fim înțeleși. Geta, dragă, dar ce am făcut eu sau noi să merităm chestia asta? Spune și... Ia mâna după mine, nu mă atinge! Nu te suport! Când văd că o ții în brațe pe fita, nu te suport, chiar nu te suport! Și te rog să te dai jos, să mă lași, să-ți faci culcușul jos! Stai, că Geta, am nevoie de loc! Geta, jos, stai. Am spus! Jos! Jos cu tine! Și eu ce fac? Doar nu să stau aici! Îmi uite perne, pături, fă-ți patul! Nu-ți convine? Du-te și dormi cu fita! Eu am nevoie de loc! Ion petrece din nou o noapte dormind pe jos în propria lui casă. A doua zi, pe Islaz, Bianca are parte de o nouă întâlnire cu Ciorica și Giovanni. Bă, dacă o prindem acum să moară, ce mai scund din ipa 3 copii odată aici? Ăsta? 3 copii odată îi fac. Așa.
Te așteptai îngerii pe câmpaj, ia uite, doamnă, cine dă? Ce faci, mă? Ce fac, puiul meu? Paști, ce faci aici? Bună să moară, mama! Ce mă faceți aici? Ia o gâită, sămânță. Nu vreau, nu. Sămânță, nu. Sămânță, ce faci? Lasă-mă, te rog, ia mă de pe mine. Ce faci, ce zici? Ești bine? Am venit și eu cu vaca la păscutie. Vaca, mă? Cu vaca ai venit tu la păscutie? Ești de vaca, mă? Că trebuie să fii bine cu noi. Stai puțin așa, auzi, ia-te puțin de dat. Bă, stai aici, stai jos. Stai jos. Stai jos. Stai jos, bă. Stai jos. Stai jos aici. Stai jos aici. Ia să puțin pe mine. Nu, te rog, pleacă. Pleacă. Băi, fată, ia. Ia. Bucuroasă că a scăpat de cei doi golani, Bianca nici nu a mai stat să-i mulțumească lui Zaharia pentru ajutor. Crezi că m-a făcut... Haideți, nu mai întârziați mult, că de când vă aștept aici. Vrească familia ta, taci dracu din gură, că așa se mă doare capul. Cum adică taci dracu din gură? M-a făcut de căcat. Ai venit aici să nu ne audă nimeni. Să mă arăt Bianca cu Larisa, dacă te vin cu ceva. Taci, vorbește mai întâi, încerc că-i lumea aici, taci. Spune-și ce-ai făcut, spune-și ce-ați făcut. Dă-mi banii și... Taci, dă banii, povestiți-mi ce-ați făcut. Ce să facem, mi-am tăvălit pe acolo, începe să țipe, să ne audă toate. Fii de cu a fost treaba. N-am intrat din clip pe câmp, ai înțeles? Lasă-mă, mă, cu bani. Băi, lasă-mă să-i zic la fată, mă. Intai două secunde, că a venit jegosul de Zaharia. Veni Zaharia, mă, crățeși. Eu v-am dat bani ca să faceți o treabă și n-ați fost în stare să o faceți, adio banii, ați înțeles? Mamă, dă-ne bani. Niciun ban de la mine. N-ați fost în stare să faceți nimica, niciun ban. N-am violat-o, nu primiți nimica. N-am violat. Păi n-ai violat-o că n-ai nimic în pantalon. Ce mă interesează? Și merge bani? Alo, ce se întâmplă aici, mă? Ce se întâmplă aici, mă? Să rămână. Bă, el răspunde. Bă, eu stai o pune că fac o picută alei de pula în cap, să le fac mine amândoi. Hai că le fac un dă, bă, să le stă de bani, că dai la noi. Ce cu vagabond ești aici? Am ascultat tot ce s-a auzit acolo așa. Când n-a putut să stea pe gândi... Și atunci dacă m-ai ascultat tot, ce mai vrei să-ți dau explicații? Păi de ce mă pui întreabă în situ? Păi vă dau pe mâna poliției, mă. Vă dau pe mâna poliției pe toți. Tu răspunzi pe ei. Tu răspunzi de ăștia doi. Tu răspunzi. A venit la mine, Cârciu m-a făcut pe nebun, a făcut alei de pe acolo, n-a vrut să plătească, poliția e pe mâna mea. A vrut Zaharia, te rog frumos, poliția. Dacă nu s-a întâmplat nimic, nu, dar dă-i și până mâna, trebuie să acutați de-a mâna. Iată ce-ți mă din gură. Dacă nu s-a întâmplat nimic, bre, ce rost are să ne complicăm, să ne alea, să ne ducem la poliție? N-a violat-o și gata, că nu sunt în stare. Și am văzut să fieți un aniști, dai, că asta e tentativă de viol. Eu zic, cam ata, să cazi la un pact cu mine. Eu la un pact cu tine? Da. Eu îți voi dorui ceva ce matale sigur ai vrea. Serios? Vezi că am fug ochii după Bianca, sora mea, și eu aș putea să aranjez ca de mâine să fie a dumneavoastră. Ce ziceți? Zici că mă dai pe puștaica, pe Bianca? Ți-o dau pe Bianca, în schimbul tăceri. Ce zici, bate-mi palma? Fii atentă. Dacă mâine nu mi-aduci cum vreau eu, în primul rând, la prima oră mi-aduci, și dacă are ceva în plus, gati, ca să nu fie bolnav, să nu fie cutat și mai spune... Eu stau cu ea în casă de atâția ani și, și mă știi cum sunt. Și mi-ai promis că e și fătucă. Când îți promit ceva, știi că eu rezolv. Fata bine, mă, patru și gata. Hai să batem palma. Intrigile pe care le țese Aura sunt cea mai bună dovadă că Așchia nu sare departe de trunchi. Fata a învățat bine de la mama ei că dacă îți dorești ceva și nu vine singur, apoi trebuie luat cu japca. Bună, Andrei, ce faci? Bună, Aura. Hai, nu fii cu mine până la magazin. Vreau să mă duc până la magazin și mi-e cam frică. Am ceva treabă. Hai, te rog frumos, vină cu mine până la magazin, mai vorbim și noi pe drum. Pe ce vrei să vorbim? Vorbim noi, am ce eu am niște chestii să spun. Ce vrei să-mi spui? Despre Bianca. Ce e cu Bianca?
Am văzut că-s cam fugochi așa după ea și parcă și după tine. Așa și? Cum și? Tu nu știi nimic despre ea. Adică ce-ar trebui să știi? Adică ea nu este ceea ce pare. Dar ce? Cum să zic? Nu știu cum să zic să mă înțelegi. Adică ea vrea să pară mironosiță, să pară că este victimă, că este nu știu cum și nu știu cum, dar de fapt ea e invers. Hai, mă, Amora, știi ce? Știu nu că ești sora ei vitregă, dar și nu aveți o relație foarte bună. Nu, ea te-a mințit în chestia asta. Noi chiar să... suntem surori bune. Nu este în regulă să știi tu mai multe despre ea, da? Poate că eu știu suficiente. Nu știi suficient. Tocmai de asta vreau să vorbesc cu tine. Ce anume? Ce știi? Eu conviețuiesc cu ea în casă. Îți dai seama că știu foarte multe despre ea. Cine sună noaptea? De ce stă până la 2 dimineața de vorbă pe telefon? Mesaje alea. Că umblă cu Zaharia, că umblă cu Tosatul. Eu nu pot să pretreab asta. Păi, cu fața ei blândă, ștearsă. O cunosc de când eram copii și nu o cred eu în stare. Eu iubesc pe ea pentru că e un suflet bun, e inocentă, da? Și... Adică vrei să spui că eu nu sunt inocentă? Cum să nu mă crezi pe mine? Păi... Eu sunt ceea ce-ți trebuie ție. Cum adică să fii tu ceea ce-mi trebuie mie? Ți-ți trebuie o femeie ca mine. Să știi ce vrea de la viață, bani și bani, sunt bogate, i-am luat casa lui Tasu, ia eu să-l întoacă. Până nu mă interesează banii. Dar ce te interesează? Da? Până nu mă interesează o femeie care să iubesc, să mă iubească. Tu o să fii cu mine. Dar eu nu vreau să fiu cu tine. Tu o să fii cu mine, pentru că mie îmi place de tine. Eu nu vreau să fiu cu tine. Hai, bine, am plecat, pa. Andrei! Andrei! Vreau să-ți ofer tot ce e mai frumos. Te iubesc. Și eu. Eu nu primesc nespălate și putori și panarame în casa mea. Cum să dorm? Așa bine, vei dormi în garaj! De azi înainte, fetița mea, eu fac ce vreau cu tine. Într-adevăr, Aura a mirosit bine. Între Andrei și Bianca se înfiripă o poveste de dragoste. Bianca, ești o minune de fată. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a dat. Nu știu ce aș face fără tine. Eu îți declar dragostea mea. Tot timpul te-am iubit, dar am ținut-o mine. Știu ce fel de persoană ești și uite, acum vreau să spun lucrul ăsta, să-l știi și tu de la mine. Și eu te iubesc și țin foarte mult la tine și eu sunt așa mai timidă în general și niciodată n-am putut să ți-o spun. Știu, de-aia îmi place, de-aia îmi place foarte mult. Nu ești ca alte fete care umblă după bărbați prin sat, care se duc la birt și beau acolo, da? Sau sunt după averi și mașini, case și alte. Și nu vei fi niciodată. Știu că ești o fată cu minte, ești o fată muncitoare și vreau să-ți ofer tot ce e mai frumos. Te iubesc. Și eu. Ia uite ce se întâmplă aici. Trebuia să vină circul. Păi cine văd eu aici? Bincuța, ce cauți fata aici? Stăteam și eu. Dar tu ce treabă ai, Aura? Ia taci mă din gură că acum vorbesc cu ea. Tu știi că mama n-are ce mânca acasă? Păi am ieșit și eu puțin să stau cu Andrei, nu l-am mai văzut. Cum să stai cu Andrei când e atâta treabă în casă? Mama n-are de mâncare, da, nu ești în spate, nu ești făcută treabă în curte. Aveam nevoie de o pauză, chiar sunt... Tu chiar așa ești nesimțită, te întinzi cu toți hândrălăi aici. Dar lăsă-te mă să stă și ai tânără. Taci mă din gură. Ce ai cu ea? Tu știi ce o să-ți facă mămica când o să afle asta? Te rog, Aura, chiar nu... Deci știi ce o să-ți facă? Dar nu făceam nimica! Nu-ți mai rămâne niciun ful pe tine, ca să nu zic altceva. Cum stă cu tine, stă și cu alții. Ce vrei să-mi spui? Când am avertizat ce fel de om este. De câte ori am prins-o acum cu tine, am prins-o cu mai mulți. Ești o mincinoasă! Uite cum ce față are, uite-te în ochii ca minte! Aura, iarăși poate la tine... Cum să bag de la mine? Tu nu vezi cum stă cu tine, stă și cu alții? Din mama ta... A făcut-o pe fata asta, tot timpul a suprit-o. Tu nu vezi că ești un fraier, scrie pe fruntea ta că nu vezi ce fel de persoană este. Eu o iubesc pe ea. Și ce faceți voi aici? Tu vezi că... Dar nu e treaba ta ce face, nu e aici. Era cu mâna sub fusta ei. Unde era cu mâna sub fusta ei? Ce înseamnă asta? Tu ești
culița satului și acum vrei să ne faci de râs? Adică dar n-am făcut nimica! Păi noi te-am ținut virgină și tu ce faci? Ar fi mai bine să pleci. Cum să plec, mă? Nu ai probleme faci. Eu ar trebui să fiu în locul tău aici, da? Așa. Și tu să te duci la treburile tale. Cum ai te trag? Ce faci? Deci așa, tu pleacă de aici! Pleacă de aici! Nu mă mai îmbrânci! Pleacă de aici! O doamnă și domnișoară trebuie să te porți frumos! Dacă vrei să fii o doamnă, mai bine pleacă! Nu vreau să fiu o domnișoară! Aura, pleacă de aici! Ce faci? Tu să pleci! Nu! Știi că vine la 1-2 noapte acasă cu cine? Ce face? Cu accept așa cum spui tu, da? Eu nu cred tot ce spui tu. Da? De ce nu crezi? Lasă-ne liniștiți. Nu mă mai împinge! Te rog, du-te acasă. De ce? Și nu-i spune. Și tu ce faci? Nu te întinzi în continuare? O să vin și eu, dar te rog, du-te acasă. Și nu, chiar nu făceam nimica, chiar vreau să nu stau cu el. Nu făceai nimica când era el cu mâna în chiloții tăi? Cum adică? Era aici așa. Nu-i adevărat, nu-i adevărat, eram doar vorbeam. A, erai tiner și ea e săraca de mult. Ar trebui să nu-i spui nimic, mai cătii. Sătulă de atâta. Te rog, da? Aura, du-te și nu... Ai, nu mai da. Face cu mironosița cu mine să mă ții de mână și de alea, că eu știu de ce ești în stare. Lasă-mi pace. De ce sunt în stare? Și l-ai prăinit și pe ăsta, dar până la urmă nu o să-ți meargă fată, că o al meu o să fie. Nu! Aura, îi pleacă! Ești tu pe nu mai faci așa că o omor pe asta. Eu trebuie să fiu în locul ei. Pleacă de aici. Eu să fiu în locul ei. Hai, pleacă de aici. Plec, dar asta nu rămâne așa. Pleacă de aici, pleacă de aici. Uită-te la mine că eu o să fiu în locul ei aici cu tine și o să ne iubim. Pleacă de aici, hai, du-te. Nu rămâne așa. Așa cum a promis, Aura nu se lasă cu una cu două. Merge ață acasă să-i povestească mamei ei totul. Cu cine crezi, dragă, că era pe câmp? Cu Zaharia? Cu cine? Pe o păturică. Uite așa îmbrățișat, ea dezbrăcată și așa. Nu se poate. E, cum să nu se poată, drag? Dar ce crezi, că e așa cu minte? Aia, mă păcălești, eu nu pot. Cum să te păcălesc, dragă? Încă am și salutat o bună fată ce faci și ea își făcea acolo treburile. Unde umbli? Am dat drumul. Nu e nimic de mâncare în casa asta, mi-e foame. Spune, domnișoară, unde ai fost? Unde ai fost? Unde să fiu? Am fost afară, am dat roșiile. Unde ai fost? Afară. Auzi, a fost la roșii, așa se zice acum. Nu mi-ai spus să fac asta, să aud roșiile, să mă ocup de... Păi, gogoșica mea mi-a zis că ai fost pe câmp, cu Zaharia, cu boșorogul ăla, cu libidinosul ăla, te întindeai pe câmp. Cum să merg? Cum să merg cu omul ăla? Ia uite cum face, mamă, și când spun că e... E mironosiță, tu o crezi pe asta, uite ce faci să faci, uite, zici că de la torie. E adevărat, cum să merg eu cu omul ăla, chiar aminte. Draga mea. Eu n-am fost cu omul ăla, eu am fost să aud roșiile. Mai taci că vorbești ca o mare stricată. Să merg cu măta, c***ă. Știi cum să te vână acolo. Să mă faci de râs, mai ești pe prințesa mea. Eu cum să merg cu omul ăla, are... E foarte păi chiar așa nesimțitul care ești. Draga mea, dacă îți place de el, eu zic să te muți la el. N-ai gusturi proaste, are avere. Păi asta are... cred că a vrut să-l bagi în mreje. Că vreau să mă gândesc la asta, cum puteți păi vorbi cum asta? Cum să te gândești dacă deja ai făcut faptele, fata mea? Draga ce mea? Fapte? Ești o mincinoasă, cum poți să spui mă asta? Mă faci mincinoasă? Cum poți să o faci pe fata mea mincinoasă? Mincinoasă ești tu și nesimțit, te recunoaște că te lingeai cu ala și te-am văzut, te-am și salutat. Tu te simțeai foarte bine acolo. Cum poți să spui asta? Ia uite-mă și pleci nesimțit-o. Ce lacrimi sunt alea, de crocodil? Eu am ajuns la o concluzie. În casa mea eu nu țin o nespălată și o... Panaramă, ce poți să zici? O... De ce, e ca măsă, mamă, ce se naște din pisică, facem iau. Ca mamă, ce să te vezi? Ca o sclavă în casa asta. Da, și după aia te duci și te tăvălești cu aia ca să te relaxezi. Adică nu-i adevărat, ești o mincinoasă, cum poți să spui asta? Spune adevărul. Ce adevăr, fată, ce adevăr? Te-ai săturat de noi și vrei să te duci la ăla că e mai bogat? Las-o, fata mea, că asta seară vei dormi în garaj. Eu nu primesc nespălate și putori și panarame în casa mea. Cum să dorm? Așa bine, vei dormi în garaj! Ce nu înțeleg? Eu nu accept să dormi în casa mea! Lasă-mi dragă să-ți furși casa! Plângând, Bianca merge să-i spună tatălui ei ce-i se întâmplă. Nici măcar nu mai speră însă la vreun ajutor din partea lui.
Te crede, tata, te crede, știu. Știu, Bianca, tati. Și a venit acasă și mi-a făcut un scandal și mi-a spus că o să mă duc la ăla. Și la el acasă și să stau acolo, că el nu mă mai primesc în casă. Nu mai pot, nu mai pot să mai stau cu ele. Mă chinui atât de mult. Da, da, Bianca, tati, nu poți să rămâi în garaj aici. Hai că astea cred că au adormit și mergem, te bag eu. O să-ți facă rău și ție. Ce faci mai aici? Ce faci aici? Ai venit să-ți alinți panorama? Știi ce face domnișoara? Se întinde cu Zaharia pe câmp. Eu deja am vorbit cu el și mâine îi facem măgăjelul și o ducem la el. Că Zaharia abia așteaptă. Ca să știi, o mărităm cu Zaharia. Îți convine, nu-ți convine. Dacă nu-ți convine, poți tu cu ea aici. Geta, dar știi că nu e chiar așa. Ba, așa este, deci nu mai comenta. Fata mea nu minte. Rămâi și dormești cu ea. Geta, dar nu fi atât de... N-ai tăcut? Oh, Bianca, Bianca, nu știu cum să o scoatem la capăt. Nu mai din cauza mea, din cauza idioțenii mele care am făcut-o. Uf, cum naiba, cum să... Nu știu ce să fac, iartă-mă, dar chiar nu știu ce să fac, nu știu cum să fac să ieșim din situația asta. Hai că stă și tata cu tine noaptea asta și mâine dimineața o să încercăm... Ce putem face? Ce putem face, zici tu, nu știu nici eu ce putem să facem. Am intrat în... tătărășenia asta, nu știu cum s-o scot la capăt, nu știu. Nici eu nu le mai suport, nici eu nu le mai înghid, nu mai pot, băi. Dar nu știu, zău, nu știu, am fost un dobitoc cu casa, nu știu cum să fac, este până aici. Nu vezi că și pe mine o să mă dea afară, mai bine să stai și tu un timp la... Ah, nu pot. Hai, liniștește-te, întinde-te un pic și... poate... poate adormim un pic. Coșmarul în care trăiește Bianca pare să nu aibă nicio ieșire, cel puțin atâta vreme cât tatăl ei ridică mereu neputincios din umeri. Da, mă, tata, dar eu cum pot să stau cu omul ăla? Știi că îl iubesc pe Andrei, lumea nu mă cunoaște din sat, lumea crede că merg la el cine știe. Chiar nu pot. Eu știu, mă, eu știu, fata, tate, dar vezi și tu, dacă momentan nu se poate rezolva nimic cu Andrei, tu trebuie să te duci să stai în timp cu Zaharia, lasă, poate nu fi atât de rău. Eu știu că e libidinos, că e un nenorocit de om, dar probabil că nu o să sară de așa pe tine, nu o să te violeze, hai, încearcă și tu să înțelegi. Hai, tata, nu știi cum se uită la mine. Hai că o să încerc să mai vorbesc și eu cu el, să aibă grijă de tine, poate o să-ți fie și ție mai bine acolo, tu vezi că aici n-ai nicio șansă. Nu, Bianca nu poate înțelege de ce tatăl ei este atât de lipsit de curaj. De ce nu o protejează? Hai, serios acum, n-avem ce să... Ce se întâmplă aici? De ce nu ai bagajul făcut? Mai stă mult omul la jos să te aștepte? Ce aștepți? Slugi, lăutari, ce aștepți? Te rog, chiar nu mă trimite, chiar nu pot să plec la omul ăla. Tu nu cunoști, nu este mai... Geto, dar de ce nu poate să mai stea fata? Nici o, Geto, tu să taci din gură! Tu să taci din gură, că pleci și tu odată cu ea dacă nu taci din gură. Ai înțeles? Te rog, fii-ți milă de mine. Nu este milă de nimeni. Ce ai de făcut la omul ăla? Omul ăla e bătrân, mai trăiește un an, doi, moare, rămâi cu avere, eu o să fii mult mai bogată ca noi. Ce-ți trebuie? Haide! Poate găsim o soluție, Geto, să... Nu avem ce soluție să găsim. Haide că omul te așteaptă. Ce facem aici? Facem târguială ca în piață? Fără niciun fel de emoție, Geta o dă afară din casă pe Bianca și este chiar mulțumită de reușita ei. La fel de mulțumit este Zaharia, care nici nu visa la așa noroc. Hai tăi, stai, ia loc, sau stai și în picioare, că doar ești toată tânără. Bă, că ești cam rușinoasă. O, bă, ia să stea și băiatul jos. Ce ești așa inhibată? Ce s-a întâmplat? Nimic. Hai mă, stai în bancă ta, că n-ai ce să faci. Acum ești ca și cum... Sechestrată ești. Cum adică? Cum adică? Mi te-a vândut cineva. Și ești fetița mea de acum. De azi înainte ești fetița mea. Care cu tine? Eu fac ce vreau cu tine. Dar dacă tu o să fii o fată înțelegătoare, cu minte și la locul tău, ai mult de câștigat, să știi, de partea mea. Ce, vrei să reproduci?
Vrei să spui ceva sau ce? Cum adică vânduta? Urmă, nu te strâmba, nu te... Să nu spui șoche, că n-are niciun rost. Faptul e consumat deja. Fac cu tine ce vreau, începând de astăzi. Dar ca să fim mai siguri, știi ce aș vrea? De acum nu vreau să te mai văd cu pantaloni ăștia pe tine. Bocancii de la țară, ești cât de la țară. Mergi cu schiule cumva, ia uite ce hal ești. Dar ce să nu te mai văd prind așa, eu am nevoie de tine să fii o fată number one. Arăți bine, arăți bine. Și dacă te-ai mai îmbrăca și cu ceva mini-sup pe tine și să arăți o bluză de mișto, te aranjează tata. Se facă țăi și te fac țăi. Când ești cu tine să nu-mi fie rușine. Deci stai în banca ta, și ascultă-mă ce spun eu și ai să vezi că nu o să-ți fie, nu o să pierzi nimic. Nu o să ai nimic de pierdut. Ești cumva virgină? Da. Fată mare, cum te-a făcut mamicuța ta. Asta vreau să știu. Ești virgină. Bravo, mulțumesc. Știi ceva? Ia du-te tu și pe o băiță ca lumea. Du-te aranjează ca lumea și stai puțin. Hai că arată-te cu ceva. N-ai idee. Stai puțin așa. Unu. Domnul Zaharia, eu sunt foarte cu minte, eu nu... Taci! N-ai ce să mai faci, gata! Să încheiești, uite mă, să nu-i dai peste că e ciocolată. Da. Nu, fata, uite, ia uite, ce dă tăticu. Eu nu sunt genul ăla de fata, eu sunt cu minte, sunt la locul meu. Eu, fata lui tata, că cu minte, ca plățeaua lui Melinte. De acum, gata, ești fata mea de acum. Eu te întrețin de azi înainte, ia uite ce are băia pe aici. Pe cât este Zaharia de încântat, pe atât de îngrozită este Bianca. În acest timp, acasă, Aura suferă și ea. Vom afla imediat de ce. Ce puti fata, mami? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ia spune-i tu lui mama, ce ai de plângi? Cum să fac așa ceva? Andrei alu Aurel? Da! Nu pot să cred că Andrei e un băiat liniștit, Andrei e un băiat la locul lui. Adică ce vrei să spun că eu mint? Am luat legătura cu mama mea și am reușit să dau de ea. Doamne, cu ce am greșit! Hai, fata mea, spune-mi ce s-a întâmplat. Ia ridică-te tu în fund și spune-mi ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Ia zi, ce s-a întâmplat? Nu mai pot. Hai, spune-mi ce s-a întâmplat. Cum stă inima, zi-mi odată. Hai că o să găsim o rezolvare, zi. Aseară când am ieșit pe uliță să mă duc la discotecă. Așa? Știi tu pădurice aia. Da. M-am întâlnit cu Andrei ăla, lui Aurel. Așa, și? Și... m-a salutat, na, știi tu cum e, el am zis că na, să-l salut și așa. Apoi și după aia a început cu ale lui, că... Că ce? Să mă pipăie, să mă pupe, să mă... Așa și? Cum și? Și s-a întâmplat! Ce s-a întâmplat? Aola, mamă, ce s-a întâmplat? Spune odată, că îmi stă inima! Acum nu o să mă mai ia nimeni de nevastă! De ce? Mi-a dat bluza jos! Și? Să-ți fac cu sutienul! Și? M-a violat! Cum? Cum să fac așa ceva? Și tu ce ai făcut? Ai stat ca vaca? Uite, m-a zgâriat, m-a zbârcit, m-a făcut în toate felurile și acum cine m-a cum mai Andrei, alu Aurel? Nevastă. Nu mă mai ia nimeni, că o să știe tot satul că sunt... Andrei, alu Aurel? Da! Nu pot să cred că Andrei e un băiat liniștit, Andrei e un băiat la locul lui. Adică ce vrei să spun că eu mint? Nici nu discut, mergem la poliție, nici nu discut, la poliție. Mergem la medicul legal să scoatem certificat. Nu, nu-l las așa. Așa că... Certificat, mamă, ce certificat să mă duc și la poliție? Știi tu cum se află totul în sac? Păi și în cazul ăsta, ce avem de făcut? Îl lăsăm așa? Să-l lăsăm așa. Eu zic să mă ia de nevastă, dacă tot m-a început el să mă termine. Ce să fac? Foarte bine. Te-ai gândit foarte bine. Ioane! Ioane, vino repede aici!
Uite ce s-a întâmplat! Uite ce i-a făcut Andrei, Lufita! Care, Lubianca? Nu, Lufita asta! Ce, nu mai o fată ai? Ce i-a făcut? A violat-o! Nu se poate, mă, Andrei e un... Da, Andrei! Minte. Spune-i! Andrei, getuțo, știi că e barcu minte ăla? Asta am spus și eu, dar uite-o, e zgâriată, e... Mi-a scap violata aseară când a fost la discotecă. De ce nu mă credeți și vă ne credeți într-un străin? Trăiți cu mine în casă, sunt și o fată bună. De ce aș minți cu așa ceva? A tras la mine, uite, m-a zgâriat. A fost brutal. Eu nu știu, eu am ajuns la concluzia că Andrei trebuie să o ia de soție. Pentru că altcineva din sat nu mai am. Deci trebuie să mergem la el acasă să rezolvăm situația. Eu nu pot să-mi las fata așa, de râsul satului. Ca să știi. Lumea pe stradă. Și vei merge cu mine că ești capul familiei. Haideți! Poate nu. Nu poate niciun poate. Hai, Neaura! Hai! Dacă merg acum pe stradă, să mă arate. Haide că nu te arată nimeni cu nimic! Bineînțeles, sunt șanse foarte mici ca Aura să spună adevărul. Dar până la urmă, cel mai important este că mama ei e dispusă să o creadă și să întoarcă lumea cu susul în jos ca să-i facă dreptate. Bună ziua, Aurele! Bună ziua! Dar ce-i cu voi? Cum adică ce-i cu noi? Nu știi ce i-a făcut fitul lui fimea? Hai, Ioane, mișcă! De unde să știu? Păi cum adică de unde să știi? Tu nu te mai ascunde după mine! Unde ai fitul? În casă! Da... Dar ce s-a întâmplat? Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Cum adică ce s-a întâmplat? Nu știi ce i-a făcut aseară? De unde să știu? N-am de unde să știu eu. Nu cred, nu e adevărat. Ba da, fitu, uite ce i-a făcut. Adevărat. Uite ce i-a făcut. A zgâriat-o să-ți arăt mai mult? Așa e? Da. Păi cum s-a întâmplat asta? Aseară când am fost la discotecă ne-am întâlnit. Spune-i! Uliță și m-a forțat și s-a întâmplat. Uitați, m-a zgâriat și dacă ați vedea cum sunt pe tot corpul, dacă vreți, vă arăt! Andrei! Andrei, ieși afară puțin! Ce s-a întâmplat? Ia vină cu oare, medicule, da? Că sar în ochii tăi acum și scot ochii! Să rămână tantice! Nu trebuie să ne certăm, vorbim frumos, liniștit, pentru că așa e normal. Ce ai făcut lui fimea aseară? Auzi ce zice că ai făcut. Ce ai făcut? Ai violat-o? Cum adică ce mi-ai făcut? Ai uitat? Cum să faci tu așa ceva? Ce am făcut? Zice că ai violat-o. Te cum faci că nu știi? Normal că nu o să recunoști. Că ai violat-o. Fata asta o cunosc de când eram copii. Păi tocmai de aia... Ai uitat-o seara când eram copii, nu și ne jucam. Aura, ce mai faci? Atât. Păi ea pretinde uite, că ai violat-o acum. Uite, ce minte. Uite, uite. Aura, fi sinceră cu părinții tăi și cu noi. Păi fii tu sincer, recunoaște că eu nu mai pot. Cum poți tu ceva? Păi ce să zic eu? Să-i spui lucrurile astea. Uite ce mi-ai făcut, ai uitat că m-ai zgâriat și m-ai forțat să facem lucrurile alea mizerii. Eu mă duc la poliție să știi. Ce crezi că dacă aveți bani, cumpărați-o? Nu e vorba de bani aici, nu e vorba de bani. Andrei, recunoaște ce ai făcut aseară. Ce-a făcut aseară? Că... Cum adică ce-ai și... făcut? Spune. Cum adică ce-ai făcut mai nenorocit acum o să-și eu mă duc la poliție. Eu mă duc la poliție. Nu trebuie să ajungi la poliție. Nu mai stai pe loc, o rezolvăm noi omenește, că așa e frumos să rezolvăm treburile între noi ca oameni. Nu vreau la poliție, ți-am zis. Spune ce vrei să faci. Spune ce vrei ca să se rezolve totul. Mi-am zis că dacă e să rezolvăm, să mă ia de nevastă. Unde-i născoci tu toată treaba asta și ai deci ai auzit, noi? Da? Am auzit, da. Ca să-i speli rușinea ei de nevastă. Unde, Aura, ai născoci tu toată treaba asta? Ce urmărești, ce vrei? De ce nu recunoști? Fii bărbat! Aseară erai bărbat, mare bărbat ce erai. N-am ce să recunosc. Cum să recunoști? Ce vrei să faci? Unde vrei să ajungem? Uite ce pot tata cum se uită la voi. M-am păstrat atâta timp ca să ce să mă nenorocesc. Fata mea a fost domnișoară. Eu chiar n-am făcut asta. Acum eu nu știu ce vrea ea, ce așteaptă de la mine, de la noi. Cum ce să aștept? Să recunoști și să mă iei de nevastă mâine, poi mâine, în care să purta cine știe ce? Eu nu te iubesc pe tine. Deci asta înțelegi? Lasă, hai să ne liniștim, să nu ne mai certăm, că nu e cum o neau de satul. Nici nu poți să mă la tine. Nu e bine. Hai să vedem cum reușim să o rezolvăm liniștit, să nu mai audă satul. Uite, măi, mamă, m-a nenorocit și el stă calm. Ia uite. Cu ce ți-am greșit eu ție? Păi eu cu ce ți-am greșit aseară de ție? Ai bătut joc de mine și de tinerețea mea? Vrei să mă arate lumea pe stradă? Poftim. Eu nu i-am făcut nimic cred. Rău. Tu să taci! Mine star, eu te cred. Dacă nu o iei de nevastă și nu recunoști, o să o iau din poartă în poartă. Să spun la tot satul ce ai făcut aseară. Nu e nevoie să ajungă la asta.
O ia sau nu o va lua. O va lua de nevastă, că asta este situația, n-avem ce face. Dar cum așa ceva? Uite, deci gata, eu n-am avut niciodată nimic cu fata asta. Eu mă iubesc, eu am avut o relație. Poate vine pe parcurs, dragostea. Hai. Deci uite, se poate și cu liniște și cu vorbă bună. Uite, pot să stau și o liniște. Deci am înțeles. O iei de nevastă. Vă aștept mai târziu la noi să vorbim despre nuntă. În ce zi, cum facem și în ce fel facem. Tanticeta, gândiți-vă. Nicio tanticeta, am înțeles. Mai vorbiți cu ea. Deocamdată las-o așa să fie liniște. Nu știu ce urmărește. Bani, nu știu ce vrea de la noi. Bănuiesc că dacă vrea bani, cerea din start. Nu știu ce vrea. Hai să o lăsăm așa, vedem cum... E foarte bine că eu am pe altcineva, eu nu iubesc... Eu știu, te cred, sunt de acord cu tine. Nu te cred în stare să faci așa ceva, dar nu avem ce face. Chiar nu vreau să-ți fac probleme. N-ai nevoie de așa ceva. Pentru un moment, las-o așa cum este acum. Vedem ce discutăm, cum aranjăm și ce facem. Și o rezolvăm noi pe parcurs. Dar să terminăm cu scandalul pentru moment. Am încredere în tine. Oare chiar așa nimeni să nu fie în stare să-i țină piept acestei femei? Bianca, în disperare de cauză, a găsit o posibilă soluție, care, chiar dacă nu o încântă prea mult, tot e mai bună decât nimic. Am luat legătura cu mama mea și am reușit să dau de ea până la urmă. Și vreau să mă duc la București, să mă întâlnesc cu ea. Deja vreau să vorbit. Fie dur de tine. Știu, dar chiar ce vreau să ies din situația asta. Chiar nu mai suport să mai stau așa. Păi și eu nu o să fiu lângă tine, te ajut eu. Mergem împreună. Nu ai cu ce, trebuie să rezolv asta de una singură. Pâle, o să mergem împreună. Crezi tu că o să poți rezolva de una singură? Da, o să merg, ea mă cunoaște, chiar dacă n-am mai văzut-o de 4 ani jumate. Sper să rezolv situația asta. Doar mă bucur că am dat de ea, nu știu, vreau să fie totul bine. Nu mai suport să mai stau în casa aia, să-și bată toată lumea joc de mine. O să te întorci repede la mine? Imediat ce rezolv, promit că o să mă întorc înapoi. Du-te, nu vreau să stai nici în casa asta cu nenorocitele astea de scorpi, că o să te mănânce de vie. Mama nu te-a căutat până acum, tot ca să nu-ți fac ție un rău. Dacă eu o să fiu roată cu tine, o să fac viața calvar. Un singur lucru trebuie să mai faci, să-l convingi pe tatăl tău să acționeze. Bianca își pune imediat planul în aplicare. Merge acasă să-și strângă puținele lucruri pe care le are și apoi va pleca la București. Ce cu tine? Ce faci aici? Ce cauți nebunele astea? Da, cauți-te, uita. Zi, era la Zaharie, ce faci? Mai tata, nu știu ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? O seară înainte, când m-am dus la Zaharie, eu ți-am spus de la început că... Zaharia nu e cine credeai că e. Când am fost și am intrat în cameră și știi ce avea în mână? Măi, tata avea... Ce avea? Avea un set de prezervative și a spus că... Ți-a făcut ceva? Nu, bineînțeles. I-am spus că merg la baie și am fugit repede și... L-o mor cu mâna mea. Am fost la... Unde ai fost? Mătușa Urica și așa? Am făcut rost de numărul mamei mele. Avea un număr vechi de fix cu care mai vorbea ea și mi-a spus să ne vedem în București, că mă poate ea ajuta cu situația asta și am vorbit cu ea la telefon. Asta e foarte bine. Și vrea să mă vadă și... E foarte bine, foarte bine, fata ta. Foarte bine că de mame, poate ea o să te ajute mai mult. Mai bine să scapi. Da, amândoi trebuie să scăpăm din asta, nu putem să mai stăm așa. Așa e, fată, du-te la mame, dacă ea te poate ajuta cu ceva, du-te, nu vreau să stai nici în casa asta cu nenorocitele astea de scorpi, că o să te mănânce de vie și nici la Zaharia, o să strâng eu de gât cu mâinele. Să fac el așa ceva, auzi prezervative, mă. Fără să privească înapoi, Bianca pleacă spre București. Nu și-a mai văzut însă mama de mai bine de 4 ani și nici nu mai știe nimic despre ea. Dacă știi ce bine îmi pare că te revăd și ce rău îmi pare că am plecat. Tu cum te simți? Măi, mamă, chiar nu sunt bine. Spune tu, mama, ce s-a întâmplat cu tine? De când ai plecat tu, tata a găsit o femeie și femeia asta
s-a mutat în casă cu fiica ei, pentru că tata, pentru că i-a promis că o să fie ca o mamă pentru mine. Nu, ne-a fost foarte greu, mă simțeam foarte singură. Și tata, ca să fie totul bine, i-a donat casa. Cu? Casa pe numele ei. Doamne, dacă știam că se întâmplă toate astea, nu vă părăseam. A fost foarte greu. Am trăit un chin în casa aia. Primele două săptămâni a fost bine, s-a purtat foarte frumos cu mine, special ca să obțină ceea ce vrea. Dar după aia a fost un calvar. Nu mai reușesc să mai dorm, cred că dorm 4-5 ore pe noapte. Mama nu te-a căutat până acum, tot ca să nu-ți fac ție un rău. Dar de ce, mamă? Nici tata nu știe de ce ne-ai părăsit. Eu nu înțeleg. Am zis, mama, să nu mai trăiesc și eu viața de țară. Și am găsit și eu pe cineva cu care am zis că fac o casă și mă mut la oraș. Dar n-a fost să fie așa, mamă. Am pățit numai necazuri și de-aia nu te-am căutat pe tine. Cum adică necazuri? Văd că ești schimbat-o, ai mai slăbit, ești bine? Nu sunt bine, mama, de-aia nu te-am căutat. Că eu mă mutam din casă în casă pentru că acest bărbat cu care m-am legat, am crezut că ar să fie pentru mine, dar n-a fost pentru mine. El a căutat să profite. După urma mea, sau la un moment dat avea darul băuturii, venea cu bărbați la mine în casă. Cum așa? Căuta să vină cu prieteni de-ai lui sau cunoștinți. Îmi dădea mie să beau ca să fac partide de sex cu ei. Și sigur că eu n-am vrut să ne caut. Să nu-ți fac și ție rău. Și eu mă mutam cu chirie în altă parte și în altă parte, tot ca să nu mă găsească, dar el mă găsea în toate părțile. Pare rău, mamă, nu știam că ai trecut prin atâtea. Ar fi fost mai bine dacă ai fi stat cu noi. Mi-e foarte dor de tine. Da, iubita, și mie. Când te-am revăzut acum după atâția ani de zile. Ce schimbată ești, ce frumoasă. Fata are mama, Bianca lui mama, fata lui mama, asta scump. Îmi pare rău că ți s-a întâmplat atâtea, dar eu am un prieten avocat. Cu ce spui că a făcut tatăl tău? Cu concubina lui? Mergem și ne sfătuim cu el. Uf, sufletul meu, fata lui mama. Bianca și mama ei sunt fericite că s-au regăsit, chiar dacă viața le-a adus într-o stare deplorabilă. Împreună vor reuși să se ridice din nou. În sătucul din apropierea capitalei, Aura se pregătește serios să devină soția lui Andrei, așa cum își dorește de multă vreme. Aura! Bună, iubirea mea! Ce faci? Iubirea ta? Da, iubirea Cred mea! Cred că ai greșit persoana! Cum să greșesc? Ești fericită acum, nu? Ești fericită pentru normal, tot teatrul și circul pe care îl faci. Hai, ia mâna după mine. Da? Dar știi cât de dor mi-e fost de tine? De față cu tata. Hai să lăsăm grăjeala acum. Uite-te în ochii mei, cu atenție. Da? Nu uite în ochii și tăi. Spune-mi ce urmărești. Ce vrei tu de la mine, mai exact? Ce să vreau? Cărțile pe față. Știi că nu te-am violat. Cum? Nu m-ai violat. M-ai violat, dar poate nu-ți aduce aminte. Da? Hai să terminăm cu toată prostia asta. Care prostie? Eu nu o să mă însor cu tine. Ți-a plăcut deci și ție. Eu nu o să mă însor niciodată cu tine. Ba da, o să te însor, da? Cum să la tine cum ești. Dacă eu o să fiu roată cu tine, o să fac viața calvar. Ai înțeles? Ce viață calvar, da? Dragă? Deci nu o să fiu niciodată lângă tine. O să-mi găsesc un loc de muncă să plec și weekendurile de acasă. Eu nu mai zic de sex, nici nu mă ating de tine. Cum adică? Până să mă vezi pe mine dezbrăcată, da? În desubt. Băi, n-ai văzut tu pe ea cum e, mă? Gazelă. Pâinea lui Dumnezeu. Lasă pe ea, dragă, da, că vorbim despre tine. Noi eu acum. O scurt pe ca tine și arată perfect. Lasă, tu? Dragă, că n-auzi că dacă facem sex în fiecare zi, în fiecare noapte o să slăbesc. Da? Ce zici, să-mi iau roche albă? Așa. Sau să-mi iau crem? Nu ții nimic, că asta nu o să Care se întâmple. Care crezi că o să stea nu mai bine? Nu o să ții nimic. Că dacă am făcut înainte nunții, nu cred că merge alb. Lasă, că o să
Sau văd eu ce fac. Și de adema, cum să fie, cu diamante sau cu perle? Că sunt cam superstițioasă. Băi, fetițo, ai cam înnebunit. Ți-au tot mintea asta. Sunt nebună după tine, ce nu înțelegi? Și sunt fericită că o să fim împreună și o să fim fericiți! Bianca și Mirela merg la avocat să afle dacă există vreo soluție, astfel încât amândouă să se poată întoarce acasă. Am făcut o documentare și am găsit câteva posibilități care le spune pur și simplu legea. Uitați, o am aici. Și zice așa, donația se poate revoca numai pentru două motive. Și anume, pentru ingratitudine, adică dacă donatarul, adică cel care a primit, asta se cheamă donatar, a atentat la viața donatorului. Dacă e cazul, putem ști. Următoarea. Dacă se face vinovat de fapte penale, care n-au legătură neapărat cu soțul, dacă a făcut ceva fapte penale, cruzim sau nu l-a ajutat pe donator, adică pe soț, care dacă ar fi fost în dificultate la spital și așa mai departe, pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul. Adică în momentul în care s-a făcut actul, acolo s-a obligat la niște lucruri. Dacă nu le-a făcut și putem dovedi că nu le-a făcut, există posibilitatea de a revoca. Cererea de revocare se poate face numai în termen de un an de zile de la data la care s-a consemnat neexecutarea, adică că a făcut fapte de cruzime, că a atentat la viață, ce v-am spus mai devreme. Și nu poate fi introdusă de moștenitor. Presupunem, Doamne ferește, că fostul dumneavoastră soț încetează din viață. În caz de neexecutare a sarcinilor, donatorul sau succesorii săi pot cere revocarea donației. Noi putem să atacăm aici, pentru că femeia asta e crudă. Da, poate să atace. Deci ai dovada că din aceste enumerări, unele din ele se potrivesc foarte bine. Da, bineînțeles. Femeia asta e o scorpie. E singura opțiune. Da, din câte spune fata, chiar ar trebui să vedem ce putem face. Un singur lucru trebuie să mai faci. Să-l convingi pe tatăl tău să acționeze. Ei bine, asta nu e treabă ușoară. Ion este atât de terorizat de Geta și de fica ei, încât pare că nu va mai avea vreodată vreun cuvânt de spus în fața ei, cu atât mai puțin în fața vreunui judecător. Deocamdată, Ion e bucuros că este lăsat în pace, Geta și Aura fiind ocupate cu nunta. Păi eu știu să croiesc, eu vreau să ți-o croiesc, dar cum să ți-o croiesc dacă tu ți-ai luat, nu ți ajunge să-ți fac și aici. Trebuie să faci ceva să-ți acoperi mâinile, nu vezi ce mâini ai? Păi dar ce să-ți fac, așa ce să-ți fac, de unde să iau și de unde să pun, de unde să iau? Uite, aici am pui ceva, aici am pui ceva și la brâu. Păi la brâu, nu pot să spun ceva, că dacă spun ceva ți iese burta în evidență. O să-mi iasă burta. Zice lumea că ești gravidă. Păi și poate fi, că m-a violat ăla, de unde știi? Așa repede? E, așa repede. Ție îți trebuie o rochie vaporoasă, nu așa strântă, să-ți iasă șuncile. Îmi zici și eu să fiu sexy, să fiu una... Cum să fii sexy cu burta aia în față și c***ul ăla de-a mai c*** în spate? Știi că se poartă acum cu urmare. Ioane! Ce-i gălăgia asta, mama, aici? Dar ce-i gălăgia asta aici? Bucuria anunții este pe cale să fie umbrită de o vizită la care Geta chiar nu se aștepta. Ce-i cu voi aici? Ce vrei, soro? Am venit și ți-ai amintit că ai familie? Da, da, da. Auzi, eu am fost și am vorbit cu un avocat. Așa. Și am să vă măturniți el din casa asta. În visele tale, draga mea, ai grijă cum vorbești, că asta adică, e casa mea. Asta e mulțumirea care mi-o dați că ți-am crescut, Tudor. Ce? Ce? Ai chinuit-o? N-ai crescut-o? De unde știi tu că ai chinuit-o? Ești dragă! Am fost o sclavă în casa asta. De ce minți, fată? Cum poți să minți cu atâta nerușinare și nesimțire? Până una alta, asta e casa mea. Așa că te rog frumos, cioc un mic și ia-ți drumul. Ai, mă, crezi tu asta? Ei, eu am să demonstrez că n-are să fie casa ta. Și ai întrebat, mă, că doar cu șmecherii. Ai întrebat ce a făcut mama pentru mine. Bine, nu mă vezi îmbrăcată în mireasă? A, da, noi tu, chiar avem butoi, treabă. Arăți ca un butoi dintr-o la un... Te rog să nu mai ușit neșa. Cine arată ca un butoi? Tu nu vezi că sunt sclipitoare ca ești, un diamant? Văd că. Ești o coțofană, ce poți să fii altceva? Asta crezi că de răzunare, că fita rămâne pe stradă nemăritată. Noi avem o nuntă de pregătit. Draga mea, soră, să-ți dau o veste. Ce veste? Una bună, foarte bună. Mă vezi rochie de mireasă, ghici cu cine m-am mărit. Cu cine te măriți? Ia, gândește-te foarte bine.
Cine s-ar uita la tine așa? Ghiși cine s-ar uita la mine? Andrei, visează, dragă, Andrei! Cum adică Andrei? Și Andrei, ce crezi? Andrei mă iubește pe mine! Cum să te iubească dacă s-a și consumat iubirea noastră? Ești deci n-am mai putut să aștepte noapte. Nu minte deloc! Așa este, cu Andrei se căsătorește. Am fost și am vorbit și cu Aurel, tot cu Scru. Da, ta socru mă iubește și mă vrea drept. Eu nici n-am ce discuta cu tine. Păi, eu nu știu de ce stau la discuții cu tine. Și cu minciuni în continuare, bănuiesc. Nu timpul cu tine? Așa, draga mea, îmi pare rău să-ți spun, Ioane. Uite, Ioane, cine te caută? Ce mă bucur, dar cum de-ai venit, Mirelo? Uite, am venit să-ți... Vai, ce să-ți spun! Ce iubire! Am venit să-ți rezolv niște probleme! Eu nu știu cum mai poți să o iei în brațe! După atâția ani! Știi cu cine s-a hândrălit? Dar ce te interesează pe tine, dragă? Ce te interesează pe tine? Am vorbit cu un avocat, un prieten bun de-al meu... Așa? Un prieten bun de-al ei! Nu contează, dragă! Nu contează! Și... dacă tu ai toate drepturile care i le-ai scris coțofenii astea în acte, are niște clauze. Așa. Deci dacă ea nu și-a îndeplinit acele clauze, noi o putem da afară. Eu am avut grijă de el în anii ăștia. Păi da, și da, de vita, de putoarea da, asta, dar de vita. Dar de ce ai avut grijă? Pentru ca să-i faci cotofeană în tale casă, vreoiai. Dar eu nu m-am întins cu unul și cu altul, cum ai făcut păi tu. Păi da, până ai venit la el, ce ai făcut, dragă, până ai venit la el? Nu ai știu, fost cinstită? Dar mă, mă, lași! Păi cine vorbea? Ia, dragă, la avocat. Păi auzi, ai fost cinstită? Ia, uite, cinstită! Ce să-ți spun? Ai devenit cinstită de când dragă. Tată, spune-mi, e adevărat? Andrei se căsătorește cu... Mamă, tată, nu știu ce să zic, s-ar putea că planurile cam în direcția asta curg. Cum adică? Nu mi-o spune că e adevărat. Se pare că a avut o aventură cu Aura, Bianca, fata tati. Singurul care îi poate lămuri această dilemă este Andrei. Spune-mi că nu faci asta. Băi, deci femeia nu se potorește, frate. E o tâmpită. Ea vrea să mă însor cu ea. Eu nu pot să mă însor cu ea. De ce? Cum poți să accepti asta? Păi nu pot să accept asta. Nu pot să accept asta și nu o să accept treaba asta. Dar ea mi-a spus că mă declară la poliție că am violat-o. Nu ți-a spus treaba asta? Nu, cum adică? Mai degrabă ajung violator, da? Și mă știe tot satul decât să fiu cu ea. Eu pe tine te iubesc. Știi foarte bine că pe tine te iubesc. Știi foarte bine, nu mai plânge, te rog eu mult, uite-te în ochii mei, nu mai plânge, da, o să fie bine, da, eu vreau să mergem la ai tăi, da, să dăm toate cărțile pe față, da, te rog eu mult, promite că nu mai plânge. Așa cum ar fi trebuit să se întâmple de multă vreme, adevărul și dreptatea încep încet încet să iasă la iveală, dar să nu spunem hop înainte de a sări. Geta și Aura nu se vor da bătute atât de ușor. Uite, n-am găsit avocatul acasă, dar o să rezolvăm noi și treaba asta după ce trece nunta. Îți dovedesc eu că n-ai să poți să mă dai afară din casă. A semnat de bunăvoie. Nu l-a obligat nimeni să semneze. Păi da, dar dacă i-ai pus niște condiții normale... Nu i-am pus nicio condiție, știi cu ce-am vorbit eu. Vorbește, mătule! A fost casa mea! Până acum ai zis să tac. Acum să vorbesc? Păi vorbește, spune-i că nu te-am obligat cu nimic să semneze actele. Ce văd cu voi aici, mă? Ce e cu voi și cu iubirea asta? Ce e? Băi, tu ai tupiu, nu se poate! De ce te bași peste mine? Cum să fie al tău? Nunta mea, unde-i nunta mea? Că mi-ai promis că mă iei de nevastă! Și cu părinții tăi! Nu mai vorbi! Da? Când vorbesc eu, tu nu vorbești! Eu nu ți-am promis absolut nimic! Cum să nu promit? Nu mai minți! Mi-ai promis că mă iei de nevastă! Pe tine? Eu pe tine? Uite-te la tine cum arăți! Draga mea, nu-ți mai face net! Mergem la poliție! E nebună asta! Mergem la poliție! Da, niciodată în visele tale nu o să-ți pe treaba asta! Hai, că mergem la poliție! Da, mergem la poliție! Cum poliție? Cum adică mergi la poliție? Nu m-a violat, dar m-a inventat! Da, na, na, acum vedeți? Vedeți acum? M-am dus și vedeți? Acum m-ați crezut? Mă credeți? Trebuia să-l fac cumva să mă ia de nevastă, pentru că ea a vrut să o facă pe soția să sufere. Vrei, bărbat, cum a fost mama ta acasă, auzi, fii atentă, vezi că ești o mică. Vrei banii mei, asta vrei, dar ai vrea tata și ai făcut de rușine. Să-ți fie rușine. Dar nu vreau să faci așa ceva nici măcar mie. Trebuie să mă... Pentru tine am făcut toate astea. Pentru tine. Pentru că vreau să mă marim cu cineva și așa, nu puteam. Trebuia măcar mie să-mi spui.
Băi, ia scoate! Hai, ieșiți mă, că sunt niște mincinoase! Ia plecați mai bine! Hai, duceați-vă! Așa? 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 Ați vrut avizia? Plecați! Să mai vă vedem! Bătălia finală a fost câștigată, de fapt, de un singur om, Ion. În sfârșit, bărbatul a luat atitudine. Era, de fapt, singurul care putea să le dea afară pe cele două femei. Nu putem fi siguri că nu se vor întoarce, dar dacă familia va rămâne unită, cu siguranță nu vor mai putea uzurpa viața nimănui de acum încolo. Să te prezint. El este socrul meu. Stella, îmi pare bine. Ai grijă să nu iasă afară. Mami, mami, te rog. Ce mi-ai făcut? Băi, și nu are silicoane. Mă, fetița asta îmi place, că e tânără și frumoasă. Moșile, hai, care-l pe afară, că am treabă. Copilul ăla este fix argintul viu. Deci nu ai cum să stai cu el. Bună. Stella, îmi pare bine. Te zbrac acum și te îmbrac în bani. Ai înțeles? Deci dacă nu se poate trăi cu tatăl tău în casă, îmi pare rău. Mergem la azil. Am un plan, să ne umplem de bani. Chiar țin foarte mult la tine, te iubesc.